În Republica Moldova a fost depistată varianta Kraken a COVID-ului 19. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță despre acest lucru. Potrivit instituției, ultimele rezultate denotă că în toate cele 16 probe selectate a fost identificată circulația subliniilor ce aparțin variantei Omicron. Din cele 16 probe, pentru prima oară în Republica Moldova a fost confirmată în 3 probe sublinia Kraken, care este cea mai contagioasă în prezent. Conform unui comunicat al ANSP, probele au fost selectate din diferite raioane ale țării, municipiul Chișinău, raioane Răcăușeni, Creuleni, Dubăsari, Hâncești, Orhei, Râșcani și Tiraspol, din mediul rural și urban, confirmate prin tehnici de biologie moleculară și supuse secvențierii. În probele selectate, varianta Omicron a fost confirmată la 7 bărbați și 9 femei. Sublinia Kraken a fost confirmată la 3 persoane, 2 de gen masculin, Chișinău, una de gen feminin, în Dubăsari. Totodată, autoritățile îndeamnă populația în acest context să respecte măsurile de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, purtarea măștilor de protecție în instituții medico-sanitare publice și private, transportul public, centre comerciale și magazine, respectarea distanței fizice între persoane de minimum un metru, respectarea regulilor de igienă a mâinilor, respectarea regulilor de igienă respiratorie, asigurarea respectării măsurilor sanitare la locul de muncă cu aerisirea spațiilor închise, adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.